Potrivit Ministerului Sănătății, astăzi copilul din Mioveni, internat la Spitalul Marie Curie cu sindrom hemolitic uremic, a fost externat. De asemenea, o altă veste bună este că în Argeș situația privind numărul copiilor internați cu scaune diareice a scăzut. În prezent sunt internați în spitale 20 de copii, dintre care 17 cu vârste între 0 și 2 ani. 13 se află la Spitalul de Pediatrie Pitești, 5 la Spitalul Județean de Urgență Pitești, secția boli infecțioase, iar 2 la Spitalul Municipal Câmpul Lung Pediatrie. Medicii recomandă tuturor o igienă personală strictă, o alimentație din surse sigure și cu alimente proaspete ambalate corespunzător, spălarea cât mai bine a fructelor și legumelor, dar și păstrarea alimentelor la temperatura optimă impusă de acestea.